Bună ziua și bine ați venit! În conformitate cu dispoziția primarului comunei numărul 50 din 24.03.2022, vă invităm să participați la lucrările ședinței ordinare a Consiliului Local Comunal, ce va avea loc în data de 30.03.2022. Supunem la vot procesul verbal al ședinței anterioare. Cine este de acord? Ordinea de zi este următoarea. Proiect de hotărâre privind aprobarea completării indicatorilor tehnici aferenți investiției, înființarea rețea canalizare și stației epurare ape uzate, menajere, în comuna Sânduleni, județul Bacău, inițiator primarul comunei. Proiect însoțit de raportul de specialitate. 2. Proiect de hotărâre privind emiterea acord prealabil și autorizația de amplasare și sau acces în zona drumului public către SC Delgaz Grid SA, inițiator primarul comunei. Proiect însoțit de raportul de specialitate. 3. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență doamnei Dingă Dumitra, domiciliată în comuna Sânduleni, satul Stufu, județul Bacău, pentru depășirea unei situații de dificultate, inițiator primarul comunei. Proiect însoțit de raportul de specialitate. 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii în folosință către SC RCS RDS SA a unei suprafețe de 225 metri pătrați aflată în intravilanul comunei Sânduleni, satul Sânduleni, teren ce face parte din domeniul privat al comunei Sânduleni, județul Bacău, în vederea amplasării unui pilon, inițiator primarul comunei. Proiect însoțit de raportul de specialitate și este transmis comisiilor de specialitate. 5. Proiect de hotărâre privind amplasarea, atestarea la apartenența domeniului public a comunei a unor terenuri aflate în intravilanul comunei Sânduleni, județul Bacău, inițiator primarul comunei. Proiect însoțit de raportul de specialitate. 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea completării indicatorilor tehnici aferenți investiției alimentare cu apă a satelor comunei Sânduleni, județul Bacău, inițiator primarul comunei, proiect însoțit de raportul de specialitate. 7. Diverse. Supunem la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Împotrivă? Abținere? Proiectul numărul 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea completării indicatorilor tehnici aferenți investiției, înființare, rețea canalizare și stație epurare ape uzate, menajere în comuna Sânduleni, județul Bacău. Bună ziua și bine ați venit la ședința Consiliului Local. Noi, la investiția înființarea rețea de canalizare și stație epurare ape uzate, am avut niște indicatori tehnici, vorbim tehnici, nu indicatori economici, în momentul când a fost depus pe fonduri europene în 2017 sau 2016. Conform noilor indicatori tehnici, spun indicatori tehnici economici, proiectul când a fost depus pe fonduri pe PNRDR, am avut o lungime, corector principal plus conductă de refurare, 12.880, adică pe anexa 3 noi am scris 12.880. Se constată că în acest moment noi am depășit acei indicatori tehnico-economici. Tehnici, indicatori tehnici. Ministerul a solicitat un punct de vedere vis-a-vis de depășirea celor indicatori tehnici. În verificarea proiectului se constată că indicatorii tehnici al proiectului nu sunt de 12.800, corector principal conductă de refurare, sunt de 13.440. Adică, în acest moment, noi aprobăm indicatorii tehnici conform proiectului, corector principal plus corector principal plus conductă de refurare de 13.440 de metri. Plus la coldurile care sunt și ele în proiect de 280, dar a fost incluse în proiect. Adică este vorba de 600 de metri conductă corector principal plus conductă de refurare. Și aici e puțin mai interpretabil vis-a-vis faptul că în același conductă, în același canal sunt produse și conducte corectoare principal și conductă refurare. Dar pe total pe zonele unde au fost introduse distinct sunt 12.880, rămânând încă 600 de metri disponibil de montat. Întrebări? Atunci supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă?
Abțineri. 2. Proiect de hotărâre privind emiterea, acord prealabil și autorizația de amplasare și sau acces în zona drumului public către SC Delgaz Grid SA, inițiator primarul comunei. Este vorba de domnul Lui Ionuț, care pe zona mea Usoi vrea să introducă niște stâlpi pe domeniul public pentru a trage curentul electric spre casa lui, vrea să construiască. Toate sumele sunt socotate dumnealui. Numele Ionuț, de pe Valea Bisericii. Domnul pastor. Întrebări? Spunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 3. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență doamnei Dingă Dumitra, domiciliată în comuna Sândulen, satul Stupu, județul Bacău, pentru depășirea unor situații de dificultate. Aici este o problemă puțin mai spinoasă. Într-o zi, anul trecut, am luat decizia ca virgul copiii doamnei Dingă să fie luat de protecția copilului. S-a deplasat, s-a făcut adresă către protecția copilului și s-a hotărât plasarea în amplasament al copilului doamnei Dingă. Dar, pentru ca acești copii să fie dați în plasament, trebuie neapărat hotărâri judecătorească. A fost un proces pe rol prin care judecătorul i-a mai dat o șansă doamnei Dingă de a-și păstra copiii, de a-i crește, dar și noi, ca și comunitate locală, să venim puțin în sprijinul lui. Avem în vedere că are câți copii? Poate 5 copii. 5 copii și este singură. A venit doamna Ferdeș cu domnul Ferdeș și a spus că o să-i construiască el, o să-i ajute și el, dar și noi să-i ajutăm cât putem. Având în vedere acea hotărâre judecătorească prin care se prevede ca și comunitatea să-i ajute, ne-a rugat să-i dăm 3 pareți de BCA, 3.000 de lei, 3.500 de lei, cât este. Asta este cu doamna Dingă. N-au nici casă? Încă ea lipită de ea. Încă casa ei lipită încă două camere. De în spate. Știu, dar nu e al lor. Terenul e al lui Lucica. O lasă Lucica. Nu, în sprint. Știu, neamic. Terenul e al lui Lucica. Lucica fiind cine? Bă, aia care stă tot acolo. La lui Mopoie, cum îi mai zici. Și nu-i neam cu ea nimic sau ce? Bă, e ne. Ei ne-am, dar nu știu dacă îi aprob. Dacă vor să facă... Da, dacă vor și poate, e ok. Altfel nu ajunge la mine. E ok, dacă vor să-i lasă. Da. Bă, nu, este, ne interesează că dacă construim ceva din bani publici, ne interesează ca femeia să stea acolo, nu mâine construim. Păi da, dar e s-o dea afară. O dea afară și am construit pe... S-o dea afară, că a fost odată scandal, că eu dat afară pitez. Foarte bine că mi-a spus situația asta, o să noi o să aprobăm, dar o să o chemăm pe doamna Petre Lucica să dea o declarație la notar ca cele două camere sunt în folosința doamnei, că nu poate să-i dea acte, dacă nu în folosința doamnei. Că e mai fost dat afară. Ok, foarte bine mi-a spus. Adică dacă facem ceva, să... Să fie da, prin notar, ca să nu mai poate de afară. 5 copii, nu fie așa. Mi-a spus, foarte bine. Nu, dar sper că o fi ajuns o discutat, dacă a fost Valentin Verde, s-a discutat cu vecinii. Azi neam. Verișoare. Deci, punem problema în alt mod. Chiar dacă sunt verișoare. Nu vedeți că nu te ajută nici fratele. Da, asta e corect. Nu te ajută nici fratele. Adică noi suntem aici pentru a ajuta oameni. Mai mult sau mai puțin, în anumite scopuri, dar cu respectarea legislației vigoare. Dar dacă putem să ajutăm, are totuși 5 copii. Nu ne gândim la ea, că și astăzi a fost la primărie și chiar am vorbit puțin într-un ton, să zic, cu umor, dar i-am spus că ai sângele cam cald. Adică înveți-ți puțin de treaba ta. Adică înveți-ți de treaba ta puțin. Eu știu. Nu mai spuneți că știu totul. Da, știu. Da. Mai sunt întrebări? Atunci supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă, abține, toți.
Păi ne-am el, era împotriva. Da, nu, am glumit. A gândit fără să se înăuntă. Nu, era vorba despre altceva. Abia. Era vorba de alimentat și dor. Nu, dar eu știu că a fost o situație, că eu scos de tăța față. Și-o să la foc, o șapă la de. Ce m-ai gândat? Nu știam cine participă la ajutor. Adică nu vorba de asta cine participă. E vorba că și comunitatea trebuie să-i dea o șansă. Atât timp cât judecătorul i-a dat o șansă să-și păstreze copiii, și mai face și continuare. Oricum face alții și fără lăia, știți? Da. E mai grav, că dacă o eliberăm, e o grada goală și se plictisește. 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii în folosință către SCRCS-RDSSA a unei suprafețe de 225 metri pătrați, aflată în extravilanul Comunei Sânduleni, satul Sânduleni, teren ce face parte din domeniul privat al Comunei Sânduleni, județul Bacău, în vederea amplasării unui pilon. Într-o ședință anterioară a fost pus pe ordine de zi aprobarea acestui punct. Nu știu, nu mai țin minte de ce nu s-a aprobat. Domnul secretar știe, pentru că era teren arab sau ceva de genul. Este vorba de o suprafață de pământ de lângă rezervorul de la Sânduleni, unde el de SLC vrea să pună o stație de captare pentru telefonie mobilă. Costul pe metru pătrat este de 900 de euro conform contractul încheiat între noi și LCDS. A solicitat certificatul de urbanism, dar nu s-a semnat certificatul de urbanism, dar în vedere că nu am avut această hotărâre de Consiliul Local. Adică este vorba de 225 de metri pătrați. Acolo ei au avut semnal, acolo au găsit semnal. Poate o să avem și noi semnal mai bun de acolo. Dacă bagă digi, o să avem digi de imortare. Da, e. Dar la stufu cred că n-a funcționat. Nu, nu, nu. Dacă Iisus ajunge. Sper, dacă Iisus ajunge. Dar, nu, vreau să puneți un punct pe ordinea de zi ca la stufu să nu ajungă. Atunci am auzit din Iisus. Da, dar după ce o să fie asfalt, 100%. Da, dar știi cum este? Dacă este asfalt, vin unde singure. Da, focul, alunică. Atrage asfalt. Mai sunt întrebări la punctul 4? Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Punctul 5. Proiect de hotărâre privind atestarea la apartenența domeniului public a comunei a unor terenuri aflate în intravilanul Comunei Sânduleni, județul Bacău. Este vorba de două zone. Zona Pâlu Grasu, Nea Grasu, Pâlu de la Nea Grasu, Necurai, Pâlul care este zona Nea Grasu, și încă o zonă pe marginea Pâlului Răchitii și până la stația de, pe o lățime de 70 de centimetri, pe marginea Pâlului Răchitii. Pe zona Pâlului Răchitii. Două zone. Una de 700 de metri, una nu știu de cât este. A, nu, eu am trecut ca și suprafață întreg. Câte? 436 cu 269. Adică, de exemplu, o suprafață aia de 436, 436 are o lungime de, o lățime de 1,70 m, exact, peste 600. Întrebări? Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Punctul 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea completării indicatorilor tehnice aferenți investiției alimentare cu apă a satelor Comunei Sânduleni, județul Bacău. Similar punctul 1, sunt niște indicatori tehnici inițial aprobați prin proiect. Indicatorii tehnici aferenți investiției în acest moment s-au modificat, adică constatăm că în proiectul inițial erau 3 puțuri. Noi am construit 7 puțuri. Deci, adică s-au modificat indicatorii tehnici. Având în vedere lipsa apei pe cele 3 puțuri, necesarul de 11 litri pe secundă. Pe 1. Drumul de acces rezervor Sânduleni. Pe proiect era balastrat,
Având în vedere apa care vine de pe versanți, s-a modificat soluția tehnică, s-a făcut o expertiză, s-a făcut proiect, va fi o zonă betonată. Adică drumul acces rezervor Sandureni este un obiect care face parte din indicatorii tehnici inițial, că au fost incuși în alimentarea cu apă. Adică nu poți să schimbi niște indicatori tehnici pe altă zonă, pe alt amplasament decât amplasamentul inițial al pe urmă. Vorbim de puțurile și drenurile de la... de la Tazrău. Ele sunt făcute din pământ, având în vedere că avem o disponibilitate de sume alocate din minister, am solicitat către proiectant betonarea acelor drenuri, jur împrejur și construirea a niște alee care să facă legătura între puțuri. Adică s-au modificat indicatorii tehnici. Adică sunt niște sume care statul o să ne lea la sfârșit, dar orice lucrare este benefică, dar dacă se face pentru amplasamentul investiției, adică sub aceeași autorizație. Adică nu necesită modificare de temă. Așa cum a spus dumneavoastră, eu aș fi foarte mult ca din acea sumulare care ne-a prestat dumneavoastră de 16 miliarde să efectuăm branșamente. Am făcut o adresă către minister, ministerul nu a fost de acord, m-a lăsat așa în stand-by, mi-a zis că nu se poate, cu toate că eu cred că s-ar fi putut și se poate printr-o modificare de temă. Adică regiunitorul a lăsat mai multe situații. Situații când se modifică amplasamentul, când se fac construcții pe aceeași amplasament, adică în anumite condiții puse de regiunitor. Regiunitorul când a emis acel ordin și norme metodologice, a ținut cont că s-ar putea ca pe același amplasament trebuie să mai fac ceva. Sau, în afara amplasamentului, lângă amplasament, presupunem că ăsta e amplasament, mai trebuie un puț acolo. Chiar dacă ești din zona de amplasament, acel puț este necesar investiției, dau un exemplu, dar nu pot să fac un proiect, încă un proiect pe puțul ăla, dacă el va fi folosit pentru aceeași investiție. Și atunci regiunitorul a zis, faceți o modificare de temă, cu modificare de amplasament, cu obținerea unei noi autorizații, doar sub aceleași avize. Adică avizele investiției mamă, să fie folosite și pentru investiția care este în afara amplasamentului. Ați înțeles? Deci ceva... Cu toate că aici... ei au zis așa, domne, aceste branșamente, ai dreptate, dumneata, dar nu au fost incluse în proiect. Normal că nu au fost în proiect, că în 2009 nu aveai voie să incluzi branșamentele și racoduri, fiind vorba de canalizare, se apă să incluzi în proiect, adică vorba de 2009. Ideea este că nu vrem să pierdem niciun leu. Și încercăm, pe exemplu, și la Coman se prelungește betonul până sus, până la roșu, dar ne prevăm de faptul că acea zonă este drum de acces rezervor Coman și acel drum acces rezervor Coman a fost inclus în obiect, fiind ca obiect în investiția mare, Și atunci e 80 de metri, dar e bun și acei 80 de metri până sus. Acolo va fi betonat, nu? Betonat. Mai sunt întrebări? Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă, ține punctul 7, diverse. Scrieri la cuvânt. Domnul Dărbar, aveți cuvânt. Aș vrea să știu, domnul primar, cu lemnul, v-a sunat Neamilu. E problemă mare, a început drumul să umple, să car lemnii cu două remorci, adică cu platforma și remorca după el. Iar mi-a făcut și fratele și ea a venit. Deci vreau să înțelegeți un lucru, cum a sunat Neamilu, n-ați înțeles și nu veți înțelege niciodată un lucru. Eu nu fac afaceri cu bremne. Eu, anul trecut, m-am dus și am făcut bremne în zoana aia de la mine, după Duice. L-am pus pe David din Pajiște. Am avut documente, tot. Mie nu trebuie lemne de la constructor. Ei, aici problema este următoare. El spune că acele două mașini, capul și cu remorca, nu erau la maxim. Extraordinar. Dar de ce vine noaptea și repară? Ok, da. Eu vă spun ce a spus el. Doi, mi-a spus toate cererile astea, acum nu știu dacă ar trebui să spun, sunt și ca un fel de răzbunare. Eu nu știu cum circul el.
S-a dus un cetățean, ia celul 2 metri cub, peste o săptămână cu 2 metri cub. S-a dus un cetățean cu un titlu de profetate, ca te copii pământului, dar pământul nu era pe titlului, nieni dacă vrei să iei un căruță de reîmbușeau. Deci lucrurile sunt puțin mai ciudate. Conform registrației, eu nu am voie să-i opresc pe ei să treacă pe drumul. Singurul care pot să-l opresc este ca el să nu vină la cantitate maximă, cum zici tu, cu remorcă. Atât, singurul. Atât aia am cerut și eu, domn primar. Opriți-l, domnule, n-am niciodată. Atât aia am cerut și eu. Și atunci o dat din nou. Dar știi ce mi-a zis? O zis una la mână, vă fă la dumneavoastră și-o plătit, o zis, am plătit la primărie, a doua la mână mi-a zis, vrei lemn, îți dau lemn. Zic, nu trebuie niciun lemn, zic, lumea sare în cap. Așa, lumea îmi sare în cap, că tot îți zice, că merg cu ăsta. Îi zic, nu, duci platforma, n-am nicio treabă, car lemni cu platforma. Plus, i-a zis că sus. Maxim. Trebuie pământul când trece. Aseară tata era în ograniț, că băi, extra. Băi, dar cum era? La unei sau eu era din Valea Trotușului, dar era taică, mi-a spus aseară. Cum trecea el? Băi, ce și eu oprești mata? Oprește-o cu domnul, oprește-o. I-am zis că l-oprești. Da, aveți bine, bine, domnul. Și mai dat că nu-l va trebui. Îți dau eu voie. Îți cumpăr eu. Faceți o din aia, o barieră. Sunt de acord și cu asta. Dacă ei ne-au pus barieră peste tot, putem să punem acum la barieră. Acum știi, care și balast, lucrat în fața școlii cu mașini și mașinile alea și alea destul de grele. V-am zis, de când ocărea balastul și cu lemnii, să vedeți acum unde stă neamilul de balastul ăla, s-a umflat tot de așa e. Nu știu. Doru, ai telefon mobil? Da. Și eu îl folosesc. O să-l folosesc, că noi văd plin. Azi ziua așa, de platforma din față, dar aproape plin. A fost dimineața la mine. Atât. Da, numai cu aia din față, dar ce remor mi-a luat dreapta, dar văd și că am trecut și o remor, că nu l-a produs-o. O trecut dimineața cu remor. Dacă voi nu... Și vine din seara când e întuneric, în lumea toată. Să-l văd, să-l filmim și-l văd cum arată. El trebuie să plătească, e adevărat că n-a plătit. Acum nu știu cum este rezistat, trebuie să fac eu primul factor sau eu primul factor. Trebuie să plătească. Și el a zis că ne aduce lemnul pentru primărie. Adică face o factură, contravaloare, el ca să nu mai plătească banii aia, taxa aia pe lemne, e 5 milioane metri cub, îi aduce 10 metri cub, în costul, în valoare taxe, de transport. Adică ce a spus dumneavoastră, Neamiru, cum ai spus mă ta, că a adus lemne, că a cumpărat primarul lemne, e greșit. S-a exprimat, el dor, nu țază. Acum am o zi în felul următor, că am dat lemne la primărie. Acum un an, o zis tot la fel, că a plătit, o dat lemne la primărie. Da. O adus 10 metri. Și atunci nu mai discută cu noi. Da, este. Nu, dar dacă îi umblă de presat, de ce nu repară și drumul? La ei, ocolul silnic, care lemne, când au tăierii, care balastru non-stop prin păduri. Dar la noi stat, la ori n-ar pune nimic, doar cu mașinile pionite, nu prin stat. Dar ce stat n-are treabă? Ce-o zis? Că face primăria și ei fac în păduri. Ați văzut bariere, au pus și la ieșiri din Coman, au pus pistolocul. Acum nu, dar le-a dat dur, ca să știu. Acum, dar asta să vedeți, când plouă, o închide. Acum au dreptate și ce căutați voi când plouă radio? Nu ne ducem acum, adică are și mureți, nu se ducă. Ei, dați din bol, dar se duc cu AUTV-ul ăla și strângă toate domnul la mureți. Lasă, nu știu și eu asta. Domnul Vrați e un băiat deosebit, domnul Gherase. Și a venit și a zis, domnul primar, da, uite, dăm jos barierii. A venit direct, domnul Gherase. Dar și ei, când plouă, se duc, domnule, cu tractoare la tufi, la distrug tot drumul. O, să duc cu tractoare. Dar ei când merg, uitați cum are acum tăierii. S-au dus cu troliul ăla mare, s-au dus cu mașina mare care o are, s-au dus în pădure. Și adevărul nu este, da? Până la mijloc. Și voi și ei. Străcă și ei drumul. Da, și voi. Noi? Dar eu cu mașina mea mică nu strâng. Vă zic. Lasă-ți cu mașină. Dacă se duce cu tractoare, da. Dacă nu se duce cu tractoare. Noi picăm cam din locul 2. Cam așa. Cam așa. Dar ei strigă mai tare din locul ăsta care strigă drumul. Mă, dar mă, păiești că drumul trigeaba ești consilera. Mă, dar îmi spui mie măsura 10 noaptea și îmi spui. Păi, dar vreau să-i pochez drumul. Dar nu era întuneric. Păi, chiar să duc. Ce treaba? Dar nu era întuneric. Mă, dar ai impresia că eu acum mă întâlnesc. Bine, bine, că trece cu mașina. Dacă se pune o limitare de gabarit. Nu este indicator.
Nu respect. Dar asta se poate. Da, dar dacă se pune, poate chema controlul. Da, da, este, deci ai voie să iei și taxe de drum și limitare de greu. Mai este că limitare o să faci. Poate iei, dar poate iei. Da, dar ăștia erau... Au ce-i vreau să o făceau la... Și nu au asfaltat drumul comunal din fonduri europene, dar ăștia fără disperat. Și pe nu putem așa, că ăștia în 10 ani n-avem voie să ne ia timp de drum sau... Au pus taxe de drum, au pus... Acele taxe de drum și mii de pe scump. Au, păi din banii respectivi... Mai trebuie de cavă taxa, s-au scumpit toate. Corect și asta. Din banii respectivi se poate întreține drumul ăla. Exact, corect. Altă problemă care mi-a sesizat-o cineva, dacă să spun sau nu, ne-a Silvestru, ești prieten cu Nea Gheorghe. Prea multe mașini în parcare acolo și toți cetățenii când ies nu văd, nu văd nimic acolo. Adică ar trebui totuși, dar hai să discutăm, că îi punem amendă, n-am ce face. Adică a fost un accident acolo, 4 mașini săptămâna trecută. Și totuși omul nu înțelege. Când ești din Coman și te uiți în partea stângă, nu vezi nimic. A, așa e. Acolo, dar fără vizibilitate. Și așa e curba. Nu m-am întâlnit. Dar acolo o oglindă solicitată la cei de la drumuri. Da, ajutăm ceva. Dar de ce să-mi ține mașina acolo? Nu, 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 dar acolo, într-adevăr, se iese greu, de fel. De ce să-mi ține mașina acolo? Acolo e fără vizibilitate. Și așa e, nu e vizibilitate. Da. Mai ales când mirezi la stânga. Exact. Nu contează că e stânga, dreapta tot e curvă. Adică ai vizibilitate. Și vezi, s-a lărgit acolo, mare, frumos, adică ai bune să te duci, nu ca înainte. Alte întrebări, dacă. Dacă nu mai sunt întrebări, declaram ședința închisă.